Necropsie, că de fapt e o poezie foarte tristă, nu? E o poezie abisală, e o poezie cum trebuie să fie arta, să sape, să țâșnească de acord. Cuvintele pe care le folosește autorul sunt numai niște semne, atât cât te duce sufletul să te poți agăța de ele, încep să curge odată cu el. Dacă n-ai trăit ce trăiește, dacă nu ești pe aceeași lungime de undă, sau dacă citești așa cursiv, că a fost șmecher poetul, n-a pus nicio virgulă, n-a pus niciun punct, le-a lăsat așa, nu știu, să ne ducem cum simțim. Deci e vorba de o artă abisală, care apelează, fără simboluri, la sensuri profund simbolici. Este un strigăt de durere al unei întregi generații. Eu am zis ceva în cartea lui despre o carte semn. Și vorbeam despre potrivirea fantastică dintre Virgil și Bianca. Doi blestemați ai epocilor. Virgil blestemat de soartă, cu viață, cu boală, cu nu știu ce, Bianca blestemată ca să plece din țară, ca să poată să-și ducă drumul mai departe. Un copil sâșnit de undeva de la Mobila Miresii. E adevărat, taică-și inginer, e adevărat, emigrant în Statele Unite înainte de 89, întors înapoi după 89, crezând că s-a schimbat cașcaval. În cele din urmă, când a văzut că nu s-a schimbat nimic și un copil excepțional care era chemat de galerist la Paris ca să-i să facă o expoziție, nu s-a găsit nimeni din județul ăsta să-i ofere 5.000 de euro ca să-și facă expoziția. Tatăl și-a luat copilul și a emigrat în Anglia. Cine e Bianca? Bianca este studentul englez cu care face schimb Academia de Arte Regală cu studenții japonezi. Iată copiii noștri aia geniali. Aia 4 la 1000 din supra-dotați. Așa are România, 4 la 1000. Europa are 2 la 1000. De ce? Nu știu. Știu, dar nu vă spun acum. Acești copii supra-dotați ai noștri pe care ne culege. Că la noi inginerii trăiesc pe câmp, așa, doctorii, despre iardă verde, asistente medicali, ingineri, vin așa din cer. Și pe la Dumnezeu e proastă, nu-i să dată nimic asta. Ăștia au crescut pe câmpiile verzi. Iată cum se insinuează de pe plan internațional și cum ne ia valorile. Dacă Eminescu spunea ai noștri tineri la Paris să învață la cât gravate cum să facă nodul. De data asta noi spunem, ai noștri copii învățați să duc să înghită nodul. Da. Sunt foarte puțini dintre ei care se mai întorc în țară și care fac ceva pentru țară. Dacă o să citiți ce spun eu despre ce parte semn, o să înțelegeți mai bine de ce am vorbit așa și în felul ăsta. Virgile, vă zic la mulți ani și să-ți dea Dumnezeu la libere. Mulțumesc.